Echipele de control au trecut pragul a peste 280 de angajatori. Cum era de așteptat, sute de nereguli au fost depistate, iar valoarea amenzilor s-a ridicat la aproape 5 miliarde de lei vechi. În urma acestor acțiuni s-au identificat câteva sute de deficiențe, mai exact 295 deficiențe. 136 angajatori au fost sancționați cu 180 de sancțiuni, deci au fost angajatori care au luat mai mult de o sancțiune. Din aceste 180 de sancțiuni, 35 au fost amenzi cu o valoare cumulată de 472.500 lei. Din păcate, nici amenzile, nici rigorile legii nu-i mai sperie pe angajatorii, care aleg să-și desfășoare activitatea folosind persoane cărora nu le încheie contracte de muncă. Astfel că cea mai mare parte a sancțiunilor a fost aplicată pentru munca la negru, în domeniul construcțiilor, comerț, protecție și pază. 44 de persoane au fost identificate ca neavând încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. Este cea mai gravă abatere pe care o sancționează Codul Muncii. În urma acestei deficiențe și acestei acțiuni de identificare și combatere a cazului de muncă nedeclarată, angajatorii au fost sancționați cu amenzi în valoare de 440.000 de lei. Deci vedem în proporție cuvârșitoare numărul de amenzi ale Inspectoratului Teritorial de Muncă sunt pentru muncă fără forme legale. Alți 30 de angajați au avut curajul să-și revendice drepturile salariale prin intermediul Inspectoratului de Muncă.